hai să faci și cu fetița mea. Dar fetița aia nu, dar aia n-a înțeles nimic pe dacă nu e emisiune. Și mai mult pentru maică, dacă era poza aia. Mă deranjează că aici nu e vorba de prietenii, de chestiile astea. Dacă știe că sunt drăguță de el, putea să mă cheme. Bă, nu te-am chemat că ai speranțe, dar să-ți fac speranțe, dar știu că ai sentimente pentru mine și te-ai bucurat să mă vezi. Adică putea să facă ceva de genul, nu? Nu, eu n-aș fi făcut. Dacă cât mă știu mai mult că o persoană îi place de mine, cu atât mai mult stau departe de acea persoană să nu-i fac rău. Dar nu îmi face rău dacă stau cu el. Mă bucuram. Da, ai văzut că s-a apropiat mai mult de Marina, știi? Adică nu știu cum era înainte, că nu l-am văzut. Nu am fost atentă înainte. Ce-ai puterea prieteniei. Da. Putea să folosească camera roșie. Da, Bianca, știu că vrei să mă vezi și... O să te chem 5 minute. Cum aș fi bucurat... Și pe mine, nu m-a chemat pe mine, dar pe tine. Dar m-aș fi bucurat 5 minute că... Da, dar ai stat înainte cu el în partea cealaltă. Mai ales că și ieri. Că m-am dus în casă dincolo, crezi că m-am zis pentru băiat, tot pentru el, ce crezi? Chiar aș fi apreciat. Spune, da, frate. Dar de ce nu începi să faci ceva? Ce? Dacă chiar îți place atât de mult Bianca, fă ceva. Uite cum ai făcut gestul cu mâncarea. Și fă, uite, ai și insigna aia. Fă ceva, profită ca să stai mai mult timp cu el. Pregătește o surpriză să vină să mănânci cu el ceva. Fă ceva, de ce pierzi timpul așa, iure? Da, nu e vorba de pierdut timpul, dar eu cred că i-am demonstrat de mult că țin el și... Tu cât o să stai aici, o să-ți placă mereu de el. De ce să nu profiți să stai mai mult timp cu el? Uite, acum ești listă pentru că n-ai stat 5 minute. O să profiți de ocazie să-i pregătești ceva să stai mai mult cu el. Dacă el nu face nimic, nu va face cu el. Ce amuzant e. Deci pe mine mă doare capul. Da, da, nu ca să mănânc semințe să râd. Toată noaptea, Raluca nu se doarmă. Îți promit, Raluca, că nu sunt toată noaptea. Da, nu că voiam să trag cu ochiul. E bine că obosiți aici, pentru că acasă când ajungeți la hotel nu mai aveți chef de club. Ce nu mai aveți chef de club? Păi după gală la tirul pe care am ajuns aveam chef. Tot aveți chef, da. Da. Nu e bine. Da, de la cine ai învățat acest... De-ai melodia, eu am învățat de la jungle. Și eu am vrut să cântă mamă două. Să le revin, da, că erau prea obosite și dormeau toată. Da, și acum erau durerile de cap mai groaznică. Erau toate așa, toate Andreea erau așa. Da, dar mă durea deja capul înainte acum. Da, mi-a zis cu... Am explicat mă în pastile astea. Am dat mă în pastile, mi-erau pe fiecare zi. Te-ai enervat? Farmacie deschisă. Te-ai enervat? Nu, vreau să... Te-ai enervat, te-ai enervat. Da, puteți să încercați cu apă dacă vedeți că doarme cineva, puteți să le treziți cu apă. Dar nu dormeam. Da, nu, dar nu se gândesc că voi ne ascultă cineva în cască și trebuie să stea să le suporte urletele astea care sunt deranjante aici, adică... Păi nu că se auzeau până Doamne, iartă-mă, departe, departe, departe. Se auzea până în regie fără microfoane. Eu am zis că s-au închis la valiere. Să le treziți. Ce vă treziți? Bună dimineața. Soare. V-ați trezit? Da. Nu, una leșinată. Mi-e mai rău acum, crezi că nu mai pot. Ia să facem conexiunea și cu casa băieților, să le spunem ce se întâmplă aici, pentru că i-ați speriat până și pe băieți. Grădina zoologică. Ce faceți? Foarte bine. Bine. Cum? Foarte bine. Bine. Ce ai? Bine. Ce ai, Ricardo? Păi n-am nimic, dar... Astăzi, toată ziua, eu, sincer, m-am plictisit maxim, adică... E dezamăgit. Ne cerem scuze că te-am adus aici. Chiar păi, și în camera. Păi, chiar. Păi, m-am văzut cu Raluca 5 minute. Și te-ai plictisit în alea 5 minute? Nu, în alea nu m-am plictisit. Și te ador. Adică el voia mai mult. Da, dar stau să mă întreb, oare camera roșie cu tine a fost mai interesantă sau cea cu Bogdan a fost mai interesantă, Raluca? V-am spus că pe Bogdan, că Bogdan a chemat. Eu am chemat-o pe Raluca în camera roșie și am și argumentat de ce. Ca să mâncați amândoi din același bol cu aceeași lingură? Asta n-am fost atent. Dar el a zis, eu știam că... Înainte am vorbit de mâncare și în camera. Deci, dar eu știam că pe ea o cheamă.
Dar v-am zis că pe o chem, mă gândeam. I-am spus că nu am în momentul de față niciun sentiment mai profund pentru o fată din casă și am spus dintre toate fetele, adică și pe Raluca o simpatizez, ca și prietenă, am spus, am menționat ca și prietenă. Și... Păi mi-a dat sfaturi și mi-a spus că de ce să nu încerc o relație cu Andreea și cam asta am vorbit la Camera Roșie, adică n-ai de ce să-ți faci gri. Hai că și-a de stat toată ziua cu Viorela în gură, Viorela sus, Viorela în gură. Păi puteai să-l chem pe Andreea direct, eu mă cheamă pe Andreea. Și gata. Ce, Ricardo, ești gelos? Nu, mă, frate. Deci doar din strict prietenie, pură prietenie, ai chemat-o în Camera Roșie. Da, 100%. N-am nimic de ascuns. Dar pentru aia s-a făcut Camera Roșie, pentru prietenie. Da. Ce ați mâncat acolo? Am mâncat, era niște pește cu, cum se cheamă? Porumb, așa, mamă, dar peștele ăla era... Da, era crimă peștele, ce să mai... No. Aș putea să zic că a fost așa ca și un sărut, ați făcut schimb de salivă. Microbi. Dar nici nu mi-am dat seama că mâncam cu aceeași... lingură. Jur, nu, eu așa ceva n-am mai pomenit. A fost interesant astăzi, rău de tot. Ce? Am putea să dăm emisia de astăzi, să o dăm, ați văzut că sunt fel și fel de centre, unde se fac fel și fel de studii. Cu ce? Ați văzut? Peste tot, în America, în Anglia, peste tot în lume. Da. Eu aș vrea să trimitem toată filmarea de astăzi, să trimitem la centrele astea. Cu ce? Da, să te fac studii pe centre de ajutor. Psihologi. Și să ne, și să ne spună cum verdictul. Ce se întâmplă aici? Că ce? Cred că nici nu găsesc. Uneori nici nu ne dăm. Foarte bine, Roxana. Cred că nici nu găsesc. Dar nu e problemă, pentru că vor vedea pe viitor. Cum să, nu știu, fel și fel de studii. Despre ce vorba, Andreea, că nu... Păi simplu, pot să vă explic eu ce... Nu, am zis toată ziua. Toată ziua, de azi dimineață până acum. Ați înțeles voi ce am vrut să zic? Da, cu jucatul de jocuri de copii. Deci Ricardo s-a chinuit să-ți facă ție ceva de mâncare, ți-a adus în Camera Roșie și tu ai lăsat acolo. Nu. N-am văzut. Apoi nici nu mi-ai zis unde. Nu, nu, Andreea, nu. Ca te întreb sincer, tu vezi? Măi, dar degeaba ai ochelare. Odată nu știu ce povesteau fetele și nu aveam ochelare pe ușa. Și stați că nu v-au, dar mi-am pus ochelare. Nu, serios, te întreb sincer. Bă, dar nu am fost atentă să văd unde-i mâncare. Ce scrie pe revista aia de acolo, din zi pe litere? Șef de nu știu ce. Așa, bă, și mai jos? Ochelare. Jos, de tot, jos. Dar văd. Nu văd fără ochelari, așa nu văd. Nu, deci așa aveai ochelari când te-ai dus în Camera Roșie? Da? Da, da. Mă, și cum n-ai văzut Vita mai farfuria? Vita mai platoul, nu? Da, am uitat la Ricardo. Cât e Simina de mare? Așa. Te-ai dat după mâncare, m-am uitat. Nu, mă, era fix lângă clepsidră. Ce, mă, de ce n-am văzut, jur că... Andrei, te-am întrebat dacă ți-a adus farfuria, adică fundul ăla de la ce era. Păi și de ce ne-ai luat tu, bă, Simina? Ce să fac? De ce ne-ai luat tu mâncarea? Păi da, eu știu ce-i cu ea acolo. Când am intrat, noi era acolo, pe masă. Da. Ai scos mâncarea, Ricardo? Nu, era acolo, sub... Și după am scos-o Bogdana afară, am pus-o aici. Am aruncat-o după. Ai aruncat-o? Păi ce să faci cu aia, Alexandria? Am bine, gata, să înțelegi. Da. Păi nu, că am făcut-o pe arsă și am făcut-o și pe aia bună, dar când dansa cu Bogdana, am mâncat eu pe aia bună. Că... A, deci acolo era așa? Cum? Arsă, da. Vai de mine. Da, 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 sub acolo era. Ce mi-ai luat în cameră? Da. Și ia zi-mă, Bogdan, de ce ai chemat-o pe Raluca? Ia zi-mă, Bogdan, e tu. Hai, întreabă-l tu, Ricardo. Ia zi-mă, ce ai... Să nu mă bagi. Ai reglat conturile cu Raluca, ia spune. Ce să spun? Păi, de ce ai chemat-o? Cum păi simplu, am mai spus o dată, fiindcă o simpatizez doar ca și prietenă, nimic mai mult și că... Cum? Că mi-ai zis că ai vrea o relație cu mine. Ce ai spus, Raluca? De ce nu zici adevărul? Dar nu trebuia să zici așa era ceva. Era Lucarea. Ți-am spus să rămână între noi. Hai, continuă, eu asta de... Mamă, nu pot să cred așa ceva. Dar oricum știam, le-am spus și la băieți că o cheamă pe Raluca. Nu, nu știai, fiindcă ai zis că o să vină Simina.
Andreea. Bă, eu aș chema Cosmina sau pe Andreea. Dar de ce nu i-ai spus, Ricard, Bogdan? Fiindcă m-am simțit că l-aș trăda dacă i-ai spune așa ceva. Și de ce ai chemat-o? Păi și de ce ai chemat-o, mă, atunci? M-am gândit că nu afli, n-a. Cum? Păi și tot aflam. Doar ca prieten. Păi și nu puteam, mă, să vorbești aici. Dacă spuneam eu ție, Ricard, vezi că o chem pe Raluca în camera roșie să vorbim strict ca prieten. Nu te supăra, adică nu spuneai nu o chema? Nu mă supăram nici atunci, nici acum. Hai, frate, să fim sinceri. Să fim sinceri, nu o să supăram nici acum. Să nu faci asta și cu Vio, ca să știi. Băi, ce zis? Ne luăm niște fiecare în cap. A, nimic iubire, stai liniștită. Dar ce-o bun? Păi eu nu înțeleg. Păi câtă ce? Iubirea, ce intenție ai chemat-o? Ți-ai chemat-o ca pe o prietenă, Ricardo trebuie să înțeleagă. Tu de ce ai fost în camera roșie, tot din pură prietenie? Da. Mădălin a vrut să-mi vrea ceva foarte important. Mădălin? Care Mădălin? Mădălin None. None? None a fost. Da, și ne-am îmbrățișat foarte frumos. Ce? Da. V-ați îmbrățișat? Da, Andreea. De ce ai chemat-o pe Plușii? Pentru că așa am simțit. În momentul ăla am văzut că este foarte supărată. Îmi spuseseră băieții că este foarte tristă și că își dorește să plece și am vrut să vorbesc cu ea.